Bun găsit dragii mei. Bine ați venit la un nou episod în arenă cu Dragoș Anastasiu. Eu sunt fondatorul companiei de consultanță Edwise, care a fost așa gândită ca un fel de policlinică pentru uh, antreprenori și scopul nostru este uh, să avem un antreprenor mai sănătos în, în România. Iar acest podcast are rolul de a inspira pe tinerii sau mai puțin tineri antreprenori, de a prezenta oameni și ideile lor care pot să demonstreze că au făcut lucruri importante în viață, că s-au descurcat în sensul pozitiv al cuvântului, și cred că important este să învățăm de la fiecare dintre toți cei care intră aici în arenă. Mă bucur mult că astăzi uh, îl am în uh, arenă pe Dragoș Dinu. Bine, un... găsit. Bine ai venit, Dragoș. Uh, Publicul larg și voi, antreprenorii, îl cunoașteți pe Dragoș mai degrabă ca și manager. Uh, și anume, cu o evoluție fabuloasă din punctul meu de vedere și cu o experiență extraordinară, uh, dar e nu numai manager, ci și e antreprenor. Și o să-i pun întrebarea asta: ce se simte el mai mult manager sau antreprenor, dar aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte despre, despre Dragoș. A devenit foarte tânăr manager, a fost în foarte multe companii mari, dar totuși antreprenoriale, cele mai multe dintre ele, dacă nu chiar toate. Mi se pare extraordinar că a avut de-a face cu mai multe domenii care aparent, sau nu numai aparent, n-au legătură unul cu celălalt. A început în farma, din câte știu eu. Istoria e mult mai Istoria vechi. mai cunoscută ba și mai. Bezi, că am început la Pepsi. La Pepsi, ok. ce ai cu la Pepsi? Salesman. Sales. Și area, manager, area sales manager. Dar la un moment dat ai devenit CEO la AD Pharma, mai cunoscută publicului ca SensiBlue. SensiBlue MediPlus, da? Rețeaua de, de farmacii și acolo ai fost vreo 10 ani, cred. Acum am fost din 95 până în 2009. Mai mult de 10, mai ani. Mult de 10 ani. CEO am fost da. din 2002 până în 2009. Așa. Ai fost în zona de retail și ai fost CEO la Domo. Ai, pentru doi ani, da. Ai fost la Superbet în tot ce înseamnă pariuri sportive. Ai fost și acolo vreo 3 ani, din câte A, știu? 18-19. Ai avut o experiență, o experiență la Țiriac Holdings? Grozavă. Grozavă, vorbim și despre ea. Dar ești în același timp și în borduri, Acum ești chairman la uh, o firmă pharma, aparent te-ai întors în zona uh, pharma, la Sunwave. Ai fost acolo în bord și acum chiar ești directorul, ești președintele bordului, dar ești și antreprenor. Și antreprenor în două feluri. Într-un fel în care ești de la început până la sfârșit, cu toată responsabilitatea și cu toată implicarea în turism o agenție de turism și un ponton în delta Dunării. Acolo e sânge de 100% de antreprenori și antreprenori investitori, poate business angels am putea să spunem, alături de tineri pe care în mare parte mai întâi ai mentorat și a investit alături de ei și aici ai cel puțin trei participații din câte știu în momentul de față e-commerce în partea de tehnologie dar și în zona e-learning. Okay. și poate, poate, poate și după aia intrăm așa în pâine, ne spui foarte pe scurt de viața asta antreprenorială ca investitor, ce fac companiile astea, pe scurt pe scurt, i-am cunoscut pe toți acești tineri și numai tineri sunt cei cu care lucrez mentorându-i din conversațiile astea de mentorat ne-am mutat cu un pas mai departe investind alături de ei E foarte, foarte ușor să faci acest pas în momentul în care, după mentorat, îți dai seama că există o chimie cu, cu uh, fondatorii acestor startup-uri. Și vreau să spun că mă simt teribil de bine în postura asta, pentru că am acumulat experiență, dar business ul se transformă în fiecare zi. Și generația asta care vine din spate mă învață și pe mine astăzi cum o să arate business-ul de mâine. Cu alte cuvinte, inclusiv mentoratul este o zonă în care noi mentori învățăm uh, câteodată mai mult decât dăm. Uh, și sigur învățăm ceea ce nu avem de unde să știi, pentru că generația tânără este cu alt mindset și mult mai bine pregătită decât noi la vârsta noastră pentru businessul de peste 10 ani. Tragem o primă concluzie. Și antreprenor pur sânge și co-investitor business angel și mentor participant în borduri, dar și conduci, ai condus și conduci borduri, dar cea mai vastă experiență a luat-o din zona uh, managerială de corporații românești, în mare parte conduse de antreprenori, a interacționat direct cu antreprenori din cel puțin 4-5 domenii care sunt diverse. Mie mi se pare că această evoluție este fabuloasă uh, și aș vrea să te întreb în prima fază, ce simți tu mai degrabă că ești antreprenor sau manager? Uh, uh, cred că sunt un lider. Mi-a plăcut întotdeauna de fapt să adun oameni în jurul meu. Uh, Mi-a plăcut să descoper împreună cu ei uh, viziune. Mi-a plă mi plăcut să... Uh, lucrez cu caractere diferite și asta e un mare, mare avantaj, inteligența emoțională de a lucra cu fel de fel de oameni, pentru că unii îți ocupă trei minute din timp pe zi, înțeleg rapid, trec la acțiune, pe când alții sunt super analitici și din tot amalgamul ăsta să creezi o echipă care echipă să, să performeze, cred că asta a fost cea mai mare realizare și pentru mine cea mai mare satisfacție în toți anii ăștia. Să văd cum am putut să fac pași înainte cu ei. Și, drept dovadă, pentru că glumeam cu, cu soția zilele trecute, uh, mai vin acasă și spun mâine seară trebuie să ies cu foștii colegi de la Adepharma. După care săptămâna viitoare cu foștii colegi de la Siria. <laughs> și ea îmi tot spune ok, ok, dar dacă mai schimbi încă vreo două companii, n-au -au zile săptămâna să-i vezi pe toți. Uh, am rămas împreună, pentru că odată o echipă formată, ea nu se pierde. Um, Ceea ce mi se pare extraordinar este și faptul că ai avut de-a face și cu culturi diferite, cu antreprenori care vin din culturi diferite și faptul că, și numim, din Liban, din Franța, din România, din Serbia, din Ungaria, Israel, din Israel, la Pepsi erau Israel. și români români, ok, și ai interacționat cu toți aceștia, și te-ai descurcat în sensul iar mie nu-mi place cuvântul descurcat în la clasă, ne descurcăm noi tu dar, dar, dar ai reușit să performezi în toate aceste uh, variante uh, ce, ce ai nevoie ca să poți să performezi în așa ceva? Dacă te uiți la viață care au o lecție continuă și înveți continuu, în urmă să asimilezi de la fiecare din culturile astea și de la fiecare din oamenii importanți cu care ai lucrat Uh, practic, uh, cred că eu am ajuns acum să mă raportez la mine ca la un uh, multi, manager multicultural da? mm. și multiindustrial, pentru că nu nu ți ajung foile de hârtie să scrii toate industriile prin care, prin care am trecut. Uh, fiecare piesă din puzzle-ul ăsta, culturală sau industrială, m-a ajutat și m-a ajutat să, să văd lucrurile diferit. M-ajută teribil de mult astăzi, în relația cu copiii ăștia din tech, uh, să văd aplicabilitatea în diverse industrie ale ideilor lor. Uh, cred că e rar și mi-am propus, de fapt, uh, la un moment dat, după ce am plecat din farma, să nu mă mai întorc în același loc și nu m-am mai întors. Chiar dacă sunt acum cermona la numi Pharma, compania este nutraceuticals, deci nu are medicamente, e mai mult food supplements, de fapt, exclusiv food supplements. Uh, și mi-am propus să mă uit nu numai la România, cum m-am uitat uh, ani de zile, acum sunt în postura de a merge în Bulgaria, în Serbia, în țările din jur pentru regionalizarea companiei. Asta uh, e sentimentul de a face tot timpul, altceva și încă ceva și întotdeauna ceva diferit. Cât de mult contează? Banii în toată evoluția ta. Se spune despre manager câteodată că ar fi mercenari, și mai ales dacă schimb domeniile și așa mai departe, pentru că iarăși e un mit, cel puțin, care spune trebuie să știi domeniul ca să poți să performezi în el. Dacă nu, te duci cumva ca mercenar, iei banii, pleci și așa mai departe. Ce e adevăr, ce e mit? începem cu sfârșitul, nu trebuie să știi domeniu. Okay. În momentul în care ești în management și ești un lider autentic, nu trebuie să știi domeniul. Domeniile le înveți. Echipa din jurul tău, în general, știe domeniul de multe ori mai bine decât tine. Mm. Nu există limite din punctul meu de vedere. Evident, acum n-aș fi putut să fiu doctor. <laughs> mai e complicat. Dar... Banii. Ai fi putut să conduci o clinică. Uh. Mai mult ca sigur. Mai ales că am trecut prin healthcare în diverse roluri. Banii, sincer vorbind, în momentul în care am fost numit CEO, aveam 35 de ani. Nu știam mare lucru, nu știam ce înseamnă CEO, dacă mă întreb. Abia în momentul ăla am aflat. Nici nu se folosea termenul foarte mult la vremea respectivă. În momentul în care am primit acțiuni în prima companie, nu le-am cerut. A fost un reward care a venit din partea fondatorilor. Evident că după aceea rezultatele au fost cele care au venit și cu banii. Uh, iar vorbind, de exemplu, agenția de turism a familiei, de care eu nu m-am ocupat foarte mult, soția se ocupă, are 20 și vreo 26-27 de ani și a fost creată cu bani împrumutați de la unul dintre fondatorii uh, ADFARMA. Uh, și cred că atunci am făcut un split în familie, oarecum. Soția mea a mers în zona antreprenorială, pentru că ea era foarte greu de strunit într-o organizație și avea foarte multă energie să facă asta. Uh, iar eu m-am dus în zona managerială și mixul a funcționat perfect. Aș vrea ca cei care ne ascultă să, să plece cu două idei, cel puțin două idei, dar să rămână cu ele. O dată, din unghiul antreprenorilor uh, vorbind și altă parte alt, și, și din unghiul managerilor. Um, ca de exemplu mă interesează um, când e momentul sau cum găsești și forța și momentul necesar tu când ești antreprenor, siriac, uh, sașa și așa mai departe, să iei pe cineva lângă tine. Ca manager, pentru că nu e ușor să faci pasul ăsta, și de aici vine și întrebarea: cât de mult se băgau ei în viața ta? Da? Dar care este. Da, eu am spus de multe ori că eu am plătit foarte multă taxă pe prostie, pentru că am încercat să fac lucrurile singur, nu exista mentorat, etc., etc., nu aveam încredere să iau un manager, nu aveam bani, sau mi se părea că n-am bani să plătesc o consultanță, și m-am dus. Da, norocul e că am făcut mai mulți bani decât am plătit uh, ca taxă pe prostie. Și acum, întrebarea este, din punctul ăsta de vedere, ești antreprenor, da? Când e momentul să iei lângă tine un manager ca să nu mai plătești taxă pe prostie? Să-ți răspund din postura de uh, fost manager. Mm -hmm. da? Prima experiență a venit în momentul în care cei patru fondatori la uh, farmă, La farmă ajunseseră să aibă diverse uh, conflicte de opinie. <laughs> Și au ajuns la concluzia iarăși că singurul mod în care ar putea să rezolve conflictele astea este să facă un pas înapoi și să vină să numească un CEO pentru companie. Și, sincer, a fost un turnaround. Mi-a fost teribil de greu în primul an acolo și m-am sprijinit pe ei în primul an. Dar a fost un turnaround pentru că eram exact în zona de care vorbeam. Eu știam deja foarte bine industria față de ei, care nu erau tot timpul în, cu urechea la pământ. În schimb, ei știau foarte bine zonele pe care eu nu le să încă, de la partea de finanțare, de la partea de regulatorii relații cu autorități și așa mai departe. Și prelungit, pas cu pas, cred că ei au ajuns atunci la concluzia că este o mutare bună și ulterior s-a dovedit că a fost o mutare bună. Deci Acesta da. este un moment în care, de exemplu, sunteți, sunt, sunt, sunt mai mulți antreprenori și cumva. Pot avea păreri diferite și se, se, se decid să ia pe cineva și să-i acorde încredere. Alt, alt criteriu după care îmi iau pe cineva. O altă situație a fost în momentul în care. Sasha, de exemplu, da? Superbet. Exact, superbet. Acolo, business-ul a avut o evoluție explozivă și a crescut atât de rapid și a crescut atât de rapid în zona de retail încât omul a recunoscut că are nevoie de competențe suplimentare pe retail. A te privi în o grindă și a spune, da, sunt un bun antreprenor, dar asta nu înseamnă că le știu pe toate, asta nu înseamnă că sunt un bun manager și de multe ori antreprenorii fondatori sunt dispuși să facă sau prea multe concesii sau să nu facă concesii când ar trebui să le facă. Da? Pe când, dacă îți găsești managerul corect ca profil, lucrurile astea se echilibrează, se balancează. Legătura managerului emoțională cu business-ul, ea există, dar nu este de aceeași natură ca fondatorul. În ce, în ce măsură antreprenorii cu care ai avut de a avut de-a face, că s-a chemat Sasha, că s-a chemat Ion Siriac, mm. că s a uh, chemat cei patru de la De te-au lăsat să faci treburi și în ce măsură s-au băgat peste tine? Uh, evident că am avut conflicte. E inevitabil. Cât Este ei, inevitabil. Știu, toată lumea se poate gândi, Siriac, cât de mult e Siriac prezent în businessul ei? Siriac nu era prezent cu decizii în business niciodată. Da, venea la întâlnirile de buget pe multiplele companii pe care le coordonam, cădeam de acord asupra bugetului, iar restul discuțiilor nu veneau decât din zona de New Investment. Da, unde contribuția de multe ori, uh, sau noi veneam cu propuneri, el era cel care venea cu propriul input. Deci mai degrabă corporație, uh, da, în uh, care antreprenorul nu vine în fiecare de zi. De sus, de sus, în niciun caz, uh, Hanzo. Hmm. Uh, Sasha? Similar. La fel. Similar mai ales că atunci când am fost eu am prins și toată discuția cu Blackstone și intrarea lui Blackstone în acționariat și atunci focusul lui era mai degrabă pe cum o să arate noua entitate și care e strategia decât pe uh, day to day. Uh, la DOMO a fost foarte interesant de exemplu pentru că la DOMO am ajuns într-un moment de distres era în mijlocul crizei. Fondatorul vânduse mare parte din participație, să acționari noi, care acționar noi nici măcar nu au fost aceiași. Inițial au fost un fond din Oman, au venit un alt acționar ulterior. Să baladezi, Laurent păstrase și el 25% în continuare, să baladezi în triunghiul ăsta acolo a fost și o experiență. Să încerci să înțelegi, să încerci să aliniezi interesele fiecăruia. M la, n, -n spune că a fost neapărat o reușită acolo, dar a fost un exercițiu. Uh, bun. Uh. Ne uităm și încercăm să, 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 să concluzionăm partea asta din, din zona antreprenorului. Uh. Da? Uh. Sunt momente, și, și, și asta este de decis, știi, și fiecare în parte probabil că va decide singur, când să facă un pas înapoi și să pună un specialist acolo, pentru un specialist în management să facă treaba și să nici nu se bage peste el, pentru că asta este una dintre problemele acum de pe partea managerului care spune pe mă duc la ăsta Teoretic spune că am libertate, dar de fapt se bagă peste mine. Cât de, cât de des se întâmplă treaba asta? Eu cred că s-a întâmplat suficient de des. Mi s-a întâmplat și mie și au fost tot timpul negocieri. Principiul este simplu, dacă am căzut de acord asupra unei strategii, dacă cădem de acord asupra bugetelor anuale, atunci trebuie să am libertatea să uh, construiesc echipa, pentru că aici era un conflict, întotdeauna cineva venea cu părere, Vezi că omul meu. ăla, da, omul ăla nu-mi place sau uh, ia mi și mie pe omul ăsta. E un nonsens. Pentru că da, când sunt patru investiții, chiar când e un investitor, nu trebuie să fie neapărat patru. Asumarea este a managementului, da, pe tot ceea ce ține de, de performanță. Și atunci libertatea în decizie trebuie să fie totală, pentru că altfel se va întâmpla în buclă, la un moment dat, când performanța nu e acolo, să se ajungă la discuții de genul N-am fost lăsat, tu eu, ești... eu am vrut, da. cine-i de vină? Da? Okay. Și aici venim la problema fundamentală a încrederii și încrederea în România. Suntem un popor în care, la care gradul ăsta de încredere nu e foarte ridicat. Plecăm de la premisa că încrederea trebuie câștigată, nu trebuie acordată. Adică te iau pe tine ca manager, tu trebuie să-mi câștigi încrederea și până atunci sunt foarte cu ochii pe tine. Da? Și intrăm într-un serviciu. Ce-i drept, dar pe de altă parte, eu, ca și stil, am dat încredere tuturor. Absolut tuturor. Evident cu o evaluare uh, prealabilă, dar asta nu înseamnă că nu mi am înșelat unii dintre cei care le-am dat Dar overall, da. overall, nu poți să trăiești într-un mediu de neîncredere. Pentru că îți consumi mult, prea mult timp din focus, da. din energie, din creativitate, în zona de control, de suspiciune. Nu. Da. Uh, Acorzi încredere, o greșești odată, greșește de două ori, cu voie sau fără de voie. Următorul. Adică toleranță zero în momentul în care încrederea pe care ai acordat-o nu este percepută corect, evident. Dar singurul mod în care poți să progresezi este să le dai încredere oamenilor cu care lucrezi. Și asta eu. O... Iar și cu ani în urmă, când îmi, cream, îmi creionam în minte imaginea de cum trebuie să arăt ca manager, nu exista CGBT GPT și nu exista. Acum câteva zile am pus o întrebare pe ce GPT, care, sunt, care este atributul cel mai important al unui lider? E să nu crezi că nu mi-a răspuns în 10 puncte. Cu tot. Serios? Cu tot. Era, era trei sferturi dintr-o carte de lider și era <laughs> sintetizat acolo în 10 puncte. Și, și, mă gândeam, wow, cum ar fi fost să am, am întrebat iarăși la un moment dat, care este cel mai bun mod de a-ți motiva echipa de vânzări? Iarăși, 6, 7, 8 puncte. Uh, Parte din ele erau cărțile de vânzări clasice din anii 90, pe care toți le-am le citit. Da, se fac pași rapid acum. Se fac pași rapid. Iarăși, lumea în care trăim nu mai este lumea naivă a anilor 90, începutul de an 2000 în, în, în România. Au venit din spate generații educate pentru o economie de piață. Noi, eu mi-am trăit copilăria în școli comuniste. Am terminat facultatea în uh, 91, dar practic educația mea e uh, de sorginte veche. Uh, și atunci am avut nevoie de, de o perioadă de adaptare. Șansa a fost că am stat doar un an la CFR. Și de la CFR am trecut rapid uh, pe șantier la Sofitel, după aceea la Pepsi și tot așa. Concluzionăm partea de, de uh, încredere și spunem că fără încredere nu se poate. Și de fapt, probabil că aici este cheia succesului nostru, a antreprenorilor care, care realizează lucrurile în viață, că au această putere să acorde încredere înainte de a o cere. Nu așteaptă ca ceilalți să câștige încrederea, ci o oferă. Corect. Și asta e un lucru important din ambele părți. Am și cei care sunt dorni să intre în management și discutăm imediat despre chestia asta, dar și antreprenorii care au nevoie de management, Cred că trebuie să plece de la, de la premisa acordării încredere. Poziția asta relativ nouă, în care sunt de vreo 7-8 ani de, de angel investor, când se fac tranzacții, când intri în acționariat unei companii, due diligence, armate, la nivel mare. La nivelul ăsta mic de startup-uri, este încredere. Mm. Dar tu ca angel investor nici nu prea ai ce să auditezi. Auditezi mai degrabă o idee și auditezi competențele, energie, atitudinea omului și echipei cu care te asociezi. Mai mult de atât nu poți. Și încrederea este baza a tot ceea ce poți construi acolo împreună. Și iarăși, reciprocă, evident. Pentru că el, ca și tânăr antreprenor, are încredere că tu poți să-i aduci valoare, expertiză și să-l conciliezi, iar tu, la rândul tău, ai încredere că omul ăsta e foarte serios în demersul lui. Acum, eu sunt antreprenorul, tu ești managerul, ți-am acordat încrederea, am stabilit strategia, am stabilit bugetele. Câteodată se întâmplă să deraiezi. Să plătești și tu taxă pe prostie, ca manager. E, și atunci apar problemele și discuțiile. Cred eu. Se întâmplă da? des. Nu se, se, se întâmplă de. des. Și acum întrebarea este și de o parte și de alta. Cum reacționăm? Deci am stabilit, cum ai spus și tu, eu sunt antreprenorul și am riscul, tu ești managerul și ai recompensa pe care am agreat-o, dar s-a deraiat, s-a deraiat, ceea ce de fapt înseamnă că tu ai deraiat. Ok. Și acum ăsta e un moment critic, cred, în relația între antreprenor și manager. Și este cum, a, cum reacționăm? Sună politic. Dar este negociere și compromis acolo. Pentru că poate fi contextul. Okay. Și am întâlnit destule situații, mai ales în Bun, vine pandemia, 15 ani, vine azboiul, ei, nu știu ce. acum 15 okay. ani, criza, Bun, pandemia. Să zicem că nu context. Dacă dăm deoparte și nu e contextul și da. tu subperformezi sau nu performezi într-o piață care crește, să zicem. atunci da, ai o problemă. Dar și întotdeauna nu, ca manager vei găsi uh, scuze, aș, nu? Să găsești scuze Că nu avem bugetul complicat. suficient de nu știu ce. Că cei de la financiar nu ajută. Că sales-ul nu își face treaba că... E greu să recrutezi oameni. E așa, greu, piața e, da, piața oameni, e complicată. Așa, da. așa. Scuze există. Da. Dar sunt convins că orice fondator care își cunoaște suficient de bine business-ul, da. nu mai vorbim de organizațiile care au un alt fel de corporate governance, unde sunt consilii de administrare, board-uri și uh, știe foarte bine cât este greșeală managerială cât este impact de piață și știe să filtreze scuzele, orice scuze îi aduce pe masă. Da, uh, deci, mai eu, bine să renunțăm la scuze. Că sincer, la scuzele, exact, da. Nu pot să producă în niciun nu. caz efect pozitiv în organizație. Și atunci avem momentul ăsta tensionat, cum îl gestionăm, eu ca antreprenor, tu ca manager, pentru că împreună trebuie să-l gestionăm. Și ai spus flexibilitate, negociere? Uh, eu sunt uh, ca manager. Sunt obligat să vin să pun pe masă un plan, să pun pe masă poate o propunere de modificare de strategie care să-mi fie acceptată și să primesc o a doua șansă. Eu n-am abdicat, de exemplu, niciodată din pozițiile în care am fost, din motive de buget, neatins buget sau e adevărat că cu mici sincope nici piața nu a fost chiar atât de complicată, da? poate 2-3 ani atunci în, în criză. Uh, dar dacă tu realizezi unde ai greșit ca manager și dacă ești sincer cu tine și cu acționarii tăi, există o soluție împreună, există o șansă, să existe o soluție împreună. Dacă încerci să te duci în zona de scuze și de false argumente, mai bine renunți și lași omul să și caute un manager capabil. că toate e greu să renunți. Că e greu să renunți și anume din ambele părți, adică da. eu ca antreprenor spun Uh, nu performez cum am agreat. Dar n-ai cu numai bun? <laughs> ok, că, că... pleacă Dragoș Dinu, am înțeles că pleacă, n-a performat, să zicem, în ultimii doi ani. Dar ce naiba fac uh, pe cine găsesc? Și schimbarea asta întotdeauna e dureroasă. Hai, există o teamă reciprocă de multe ori. Teama pentru acționar că nu-și găsește un CEO, teama CEO-ului că nu-și găsește un alt job. Și uh, e cu atât mai complicat, de exemplu, când au o istorie mai lungă împreună. Că dacă l-am adus anul trecut și am văzut că n a performat, sau acum doi ani, probabil că decizia e, e ceva mai ușoară. Uh, nu cred că există rețetă. Mm. N-are cum să existe rețetă. Pentru că uh, atâtea culturi, atâtea industrie, atâtea uh, contexte de piață, e foarte greu să. E, e foarte mult ține de inteligența emoțională a ambilor. Și de niște dovezi clare. Și atunci, când nu performezi, este foarte posibil să fi făcut niște lucruri bune, care să-și producă efectul, să fie avut niște proiecte care urmează să. Da? Și, bun, spunem negociere, compromis, dar, de fapt, e un proces intern de vânzare. Da? Tu îi vinzi acționarului, uite, asta e perspectiva. Problema este că, în mod normal, nu, nu poți să o vinzi de două ori. Odată ce ai ajuns în situația și la discuție, asta i-ai vândut o altă perspectivă n-ai ajuns acolo, nu văd care mai poate fi compromisul. Spunem dacă ți aduce apropo de taxa pe prostie, spunem dacă ți aduce aminte de măcar o decizie proastă pe care una, a luat-o și, una și, super și, care a costat. A costat niște ani. În 90 și 8 eram și începusem. Aveam un mic business de distribuție farma la de farmă, dar că era mai mult în zona de, de automedicație, de OTC-uri, și începusem cu primele farmacii. Și am spus, ok, viitorul e clar că trebuie să fim full-line wholesaler. Hai să aducem cât mai mulți producători în ofertă și să distribuim câte, către cât mai mulți clienți. Uh, am început, cred că prin august 98, și a fost și povestea cu Cracu de la Moscova din august 98. Ne-a afectat marginal, dar undeva la un an diferență am închis divizia. Am zis, nu, nu avem cum să performăm, rezultatele sunt catastrofale. Ca după încă șase luni să ne dăm seama că a fost o greșeală. Unde era greșeala? Uh, în primul rând, abordarea noastră. Abordarea noastră de sales and marketing nu mergea în zona de. Profesioniști de medicamente de prescripție, mm. unde lucrurile sunt mult mai raționale, mai clare, mai. Nu vinzi aspirină și paracetamol da, pe care lumea le ia și din impuls, acolo trebuia să vorbești cu profesioniști, fie că erau ei prin spitale sau, mm. sau în farmacii. N-aveam. Nu am avut nou lege. A fost greșeala, o greșeală pe care ți o atribui personal, uh, mi-o asum da. în mare parte, pentru... dar să-ți o și atribui. Adică tu ai luat decizia aia crezând că ești în cunoștință de cauză, Fet. ai întrebat suficient de mulți oameni. Decizia nu este. n a fost să închidem divizia. Da. Decizia greșită a fost să nu aducem competențele și profilul da. de oameni care știau acel business. Da. Să credem că noi putem să trecem dintr-o barcă în alta just like that, because dacă. Dacă am avut succes aici, o să avem și din coace. Ok, și poți să cuantifici uh, greșeala? Da, Probabil poate? că sunt cel puțin 2 ani pierduți pentru divizia okay. de full-line wholesaling. Uh, și în bani, dacă te ar pune cineva, ai da. putea să spui ne-a costat un milion de euro? sau? Probabil si... poate să fie între 2 și 3 milioane. Mm. Nu știu dacă e greu de cuantificat acum, pentru că. Ulterior am avut șansa noi și șansa competitorii noștri, unii dintre ei, să iasă din piață și am ocupat relativ rapid uh, okay. terenul rămas liber, dar uh, lucrurile s-ar fi întâmplat și mai rapid. Cum au, cum au reacționat uh, acționarii la greșeala asta? Ți-au uh, reproșat-o? Atunci pe moment, când am, spus, uh, când am propus să o închidem, nu. Mm pentru că am văzut un zâmbet pe fața lor, era scăpăm de niște pierde. Da? Nici eu nici ei nu ne-am uitat la oportunitate, ne-am uitat doar la efectul imediat. După ani, după ani, am avut o discuție, dar mi-a plăcut că ne-am asumat oarecum și-au asumat alături de mine. Evident că n -au arătat cel, cu nu, cel puțin unul dintre ei mi-a spus că ar trebui fi trebuit să fii tu mai puși atunci. Ok. După <laughs> război. Exact. Ai spus un lucru important și anume o greșeală de bază a fost că n-am atras competențele necesare. Uh, cum atrag eu, antreprenor, un manager? Cum îl, cum îl găsesc? Unde îl găsesc? Pentru că știm foarte bine, cel puțin în România, suntem într-o piață uh, Segregat, aș spune, da? Sunt oamenii cu inițiativă pușii care sunt antreprenori și cei care au inițiativă sunt antreprenori și partea care cam așteaptă să se întâmple lucruri, să se dea ceva. E, această categorie numită manage, manager profesionist, intraprenor, nu prea, da? Tu ar trebui să faci o școală de așa ceva, cred că ar, ai avea imens succes, o și faci de altfel prin mentorat la Romania Business Leaders uh. unde by the way am fost împreună în, în bord. Uh, ok. Cum atragem? Da? Cum atrag? Eu simt că îmi fuge preșul de sub picioare, de sub uh, așa. Cum atrag? Pe cine? Uh. Am Eu am fost în situația în care mi s-a vândut o astfel de poziție am fost și situația, dând o partea de farmă, unde am crescut împreună cu fondatorii practic. dar am fost și situația în care m-a atras uh, omul, da? cum a fost mm. cazul Țiriac. Uh, e tot un proces de vânzare. Da, dar găsim oameni? Da. În primul rând trebuie să-i cauți pe cei buni. De, okay. de, de multe ori am văzut... Bun, există varianta convențională, apelăm la headhunter, mai ales că eu mai am și în familie acum headhunter și uh, i-am spus să nu îndrăznească să mă vândă, că nu se vândă. <laughs> <Așa>. <laughs> uh, și contează, contează, pentru că headhunter e un consultant cu care poți împreună să creionezi portofoliu, uh, profilul, profilul omului de care ai nevoie, după care screening, ce îmi place foarte mult că se întâmplă și văd că se întâmplă zilele astea este că au început să nu se mai limiteze antreprenorii români la management românesc. Neapărat. Să aducem de afară. Nu neapărat zona de necalificați Pentru pe care tot o promovăm lucrurile, și lucrurile, merg ambe sensuri. Că tocmai am văzut zilele trecute Silviu Popovici, care este Pepsi da? și cu care am lucrat împreună. Bai doi și culmea nu la Pepsi. Mm -hmm. uh, în farma, la un moment dat a avut și el un scurt intermeț prin farmă. Uh, cred că orice antreprenor român și l-ar dori oarecum pe Silviu Popovici la o anumită dimensiune a afacerii, măcar alături, dacă nu CEO, măcar prin, prin Consiliul de Administrație. Mai sunt câțiva români pe care îi știu foarte mult, profesori la London Business School, mm -hmm. care sunt prin Consiliul de Administrație în România, aduși repatriați da, de, de După care vine gândul antreprenorului care spune: uh, Da, îmi permit un headhunter, că îi dau șase salarii, 10, 12, nu știu câte. După care îmi permit pe Dragoș Dinu sau pe Silviu și așa mai departe, mi permit. E, e o întrebare pe care pe mine m-a frământat foarte mult uh, timp uh, și uh, ideea uh, că n-am certitudine Că dacă aș avea certitudinea că nu că, că tu ești bun, ci că tu performezi la mine, da? așa cam cum mi-aș dori eu să performez, atunci zice că risc banii ăștia. Nu-i nu nu puțin de riscat, nu? În, în toată afacerea asta. Când vrei un manager, să zicem că ești o firmă medie, de 10-20 de milioane de euro turnover și spui ok, eu am ajuns la limită. Aici am două îmi sfaturi. permit sau nu îmi Aici am două sfaturi. Când ești o firmă medie și ai avut o evoluție constant bună în ultimii ani, orice antreprenor trebuie să gândească cine mă înlocuiește. Și este mult mai ușor să-l crești, să-l ții lângă tine, mi s-a întâmplat și mie, și să l pui în locul tău mm. la un moment dat. Mm. Dacă ai stat tu, ca antreprenor, până la o dimensiune mai mare a firmei acolo, lucrurile încep să se complice. No, pentru că și tu începi să capeți o aură de Dumnezeu. Eu le știu, eu aș făcut așa, nimeni nu e suficient de bun pentru mine. E ca la însurătoare, dacă ajungi la prea târziu, nimic nu-ți mai place. Uh, contează un, enorm de mult fitul cultural dintre omul pe care l aduci și organizația pe care ai uh, crescut-o. Cultural, pentru că expertiza se verifică, omul a făcut ceva în viață, a demonstrat ceva, deci nu e un Dar are niște referințe. Dar uh, în ce context? Dar poate să, să nu nu să nu cupleze cultural cu organizația ta. Uh, am întâlnit de curând, din experiența generului meu, headhunter. CEO pentru o zi. Deci omul a fost angajat, s-a dus în prima făzi. zi o zi a adunat toată echipa și a început să amenințe în stânga și dreapta și a doua zi a fost schimbat ceo -ul. Se întâmplă. Deci sfatul numărul unu este să-i să creștem alături de noi ca antreprenori 100%. pe viitorii manageri sau pe actualii manageri. Și al doilea este dacă luăm de afară să vedem dacă există această chimie și un set de valori comune între manager și Uh, și uh, întreprană... Varianta ideală e să-i crești. Acum există și o formulă, să spun, mixt, uh, Chiar dacă ai un om care nu este de. Uh, n-a trecut prin poziții de general management, dar îl simți că are uh, uh, capabilitatea și că, și, că și, că, și că vrea, poți să-l aduci lângă uh -huh. tine pe o poziție laterală și să-l pregătești pentru. da. Uh -huh. uh -huh. Ceva mai multă răbdare. Uh, dar. Uh, în general, antreprenorii români au fost luați puțin prin surprindere în momentul în care au vrut să se distanțeze de business. Pentru că lucrurile se pregătesc în timp, asta e sigur. În marile companii și sunt corporații. Nu-mi plac foarte tare corporațiile, dar din punct de vedere al succession planning-ului, da. oamenii știu de ce îl fac. Pentru da. că oricând se poate întâmpla ceva, trebuie în spatele tău să fie altcineva. Vreau să ajungem, mai avem vreo 8-9 minute, vreau să ajungem și la zona cealaltă de cum vede uh, managerul, nu neapărat antreprenorul, dar vreau înainte de asta să-ți pun o întrebare. Uh, Te-ai dus în diverse zone și ai și plecat. Uh, Dă-mi trei motive generale pentru care ai plecat. Uh, unu, mi-am dorit să trec prin cât mai multe industrie. Ok. Uh, doi, nu m-am înțeles cu acționarii. Ok. Deci putem ajunge și acolo? Trei. Acumulasem suficient de mult ca să am propriile mele demersuri antreprenoriale și să nu mai. Fiu înregimentat și limitat de niște bugete și negocieri într-o corporație. Dar totuși te-ai întors, adică asta al treilea argument. Da. N-am stat niciodată prea mult. Acum, în ultimii ani, despre asta e vorba. Da. Asta e perioada da. din viața mea în care, da, toate acumulările de până acum m-au adus aici. Și dacă mă întrebi astăzi, deși niciodată nu spui niciodată, nu mă mai văd înapoi. Am primit de curând o propunere și, cu tot respect, am spus nu. Ok. Um... Bun, și uh, cred că putem concluziona, inclusiv la venim, stăm, uh, avem încredere, ne înțelegem, facem planuri, uh, dacă se întâmplă ceva care nu e în regulă, negociem și ne vindem intern, ajungem să și plecăm, uh, cred că putem concluziona că nici o plecare nu e o nenorocire. Asta e, un, e un nou început? Da? Toate companiile prin care am trecut uh, au fost bine mersi, și după plecarea mea? Și cred că e important să lăsăm ușile deschise și să ne vedem marți cu Adefarma, hey, miercuri cu Siriac, mine cu Superbet și așa mai departe. Aș vrea să ne uităm puțin și din partea celor care se duc către antreprenori, managerii. O zonă este zona asta de, ok, am fost antreprenor, am încercat câte ceva, poate cu succes, poate fără succes. Fac eu pasul ăsta de la antreprenor către manager undeva? E o degradare, chestia asta, e ceva de rău, mă pot obișnui. Acum ne uităm de la, da? Tinerii. Ei, ei pot să spun că din simt o mare, mare diferență între antreprenorii generației noastre okay. și tinerii. Niciunul dintre tinerii care lucrez acum nu-și dorește să fie manager. Okay. Nu-și dorește să... partea asta administrativă, partea de one-to-one -one cu, cu diverse angajați. Nu. Dar dacă te e... întreabă pe tine, Drago, și ai avut experiența și aia și aia. Ce nu știu, sfătui chestia cu sfaturile știm cu e, dar ce-i face în locul meu? Nu poți să fii antreprenor de succes dacă pentru o vreme nu ești și manager. Uh -huh. Pentru că exercițiul managerial te face să te, te aduci în zona. te aduce mai aproape de echipă. o Înțelegi. Managerial, tu de fapt, nu face altceva decât să-ți asculți oamenii, să le asculți părerile. Uh, antreprenorul e un vizionar, e un tractor, antreprenorul vrea astăzi, aici, mâine, uh, se mută în zona cealaltă și de multe ori își dorește ca oamenii să-l urmeze. Nu, sunt, sunt oameni care urmează mai degrabă managerii decât antreprenorii într-un motiv foarte simplu. Petrec mai mult timp cu ei. Managerul rezolvă probleme. Uh, prob deci dacă înțeleg eu bine sugestia ta dată unui tânăr, ar fi mergeți și acolo. Încercați-o, fă și asta. Fă și asta pentru o vreme. Și, și dă-ți seama, exact. dă seama când e prea mult pentru tine. Și când trebuie să-ți aduci un manager alături. Te-am întrebat de trei, de, de o decizie proastă și mi-ai spus-o. Dacă ți aduci aminte de o decizie wow care a zis băi am luat chestia asta am spart. Uh, da a fost. Sunt două. Una a fost uh, revenirea asupra deciziei proaste de atunci. Da? Și, și a doua a fost un momentul Ai în care... curajul totuși să revii asupra... Exact. Să schimbase contextul sau să schimbase modul de abordare, nu? Să schimbase modul de abordare pentru că realizasem unde am greșit. Okay. Da. Ea, iar a doua a fost momentul în care ne-am dus cu deformă către IPO. A fost, a fost bine. A fost... Și v-ați dus la Londra. Terib... Ne-am ne dus la Londra. la Londra, am fost prima companie din România listată pe Londra. Bine, am ales... Uh, un moment incredibil. Era octombrie 2006, cu două luni înainte de aderare. Mm -hmm. uh, toată lumea era extaziată și entuziasmată de intrarea în Uniunea Europeană și a, a fost, fost acolo un moment. bonus consistent. Peste, și mm -hmm. l-am recunoscut întotdeauna peste valoarea uh, okay. firmei din acel moment. Dar pentru acționari, pentru că a fost cash-out, a fost ceva excepțional atunci. Ok, uh, merci frumos. Uh, aș vrea dacă mai poți, o să am câteva întrebări scurte. Uh, dacă poți să-mi spui, poate, cea mai importantă lecție a vieții tale de business, antreprenor, manager, și ceva ce cineva, un tânăr care te privește acum, uh, ar putea să spună. Ok, this is the most important thing. Funcționează în business, funcționează în sport. Echipa închegată, echipa închegată dacă e posibil să ai întotdeauna un backup pe fiecare post pentru oamenii importanți din echipa ta ca totul să, să meargă continuu indiferent de cine pleacă indiferent de cine vine, totul trebuie să, să funcționeze. Dacă, dacă funcționează fără tine acolo o echipă înseamnă că ai făcut o treabă bună. Și sincer cel mai important lucru și pentru un antreprenor și pentru un manager e să creeze, să pună umărul să formeze acea echipă. Nu există nimic <coughs> altceva. Nimic. Tehnologie avem toți, computere avem sunt toți. Exact, sunt pe piață. O okay. echipă bună. Mm -hmm. Prima carte, da? Recrutare, motivare, antrenare, control. Cine se duce prea mult către control, <laughs> okay. le ratează pe celălalt. Așa este. Se întâmplă în școală, din păcate. Da? Și la părinți. Cei drept. Noi suntem control fric. Uh, mai ai timp să citești? Foarte mult în vacanțe, okay. prin avioane okay. și în fiecare dimineață presa de business. Dă-mi o carte pe care fie o citești acum, fie mi-o recomanzi în mod deosebit. Citesc foarte multă istorie okay. și ultima pe care am citit-o e o scurtă istorie a Europei. M-am o lipsit de la prietenul nostru comun, Marcu, și eu eram colecționar de cărți vechi. Uh, acum colecționez v -a, v -a, și hărți Ați doi colecționari. Acum colecționez și hărți vechi, lipsindu-mă de la el. <gri> Voi ești concurent? Uh, nu neapărat, dar am învățat, recunosc că am învățat da, de a la a el. Avem dar uite, inspirațional. Omul, odată, da. povestindu-mi despre hobby-ul lui, pur și simplu m-a făcut curios. Am început să mă uit când a venit pandemia tot pierdeam timpul de la uitat am trecut la cumpărat o carte de business care te-a influențat? N-am citit niciodată o carte de business de la un capăt la okay. toată tinerețea mea deschideam cărțile de business și căutam Capitolul. capitolele cu exemple okay. și m-am hrănit din exemple, mi se pareau mult mai ușor de digerat și de aplicat da. decât dacă citeam teoria dintre două exemple ok aș mai avea două întrebări prima dintre ele Spune-mi o persoană pe care tu o cunoști, și ar trebui să o cunoști și eu neapărat. Pentru că ție cumva ți a influențat viața. Pă -pă -pă, este o întrebare. Pentru că în afară de Mihai Marcu. Nu, nu, sunt vreo 2-3 pe care îi cunoști. -da. Inclusiv pe soția mea, știi. Ea da, da, <gără> <gără> da. m-a influențat teribil. Dar în business. În business sau în viață? A, în, viață. în viață! Antrenorul în business, meu antrenorul meu de fotbal din copilărie, din tinerețe. Pe care îl cheamă? Wow, Traian Popa. Din păcate nu mai te dar uh -huh. omul. Ar fi trebuit să-l cunosc. Ar era, fi fost e, bine să-l cunosc. Era uh, uh. Pe vremea comuniștilor, când uh, nu se vorbea foarte mult de motivare și de forme de motivare, avea un stil de a te motiva. Ce sport? Fotbal. Fotbal chiar cu picanterii, chiar cu înjurăturile vremii. Dar dar toate curgeau într un sens corect și nimeni nu se simțea Sportul a influențat mult evoluția ta? Da? Enorm, enorm. Am făcut liceu sportiv, până s-a desfințat, Făceam, explicam fiicei mele că aveam 17 ore de sport pe săptămână. Și am făcut un, cal un calcul că n, n aveți cum să ai 17. <laughs> și zic, știi, noi avem 6 săptămâni. 6 zile pe săptămână da. și școală atunci. A, ah, da. plus că <laughs> și la anumite ore de istorie și de geografie, jucam că uh, am făcut și în f -am f -am curte. Da, Ultima întrebare este uh, cu ce crezi tu că aș putea eu să te ajut pe tine? Uh, e mare lucru că m-ai adus la masa asta și că am rememorat unele lucruri chiar le uitasem. La unul nu m-am mai gândit de mult. Și uite, acum mă gândeam, vis-a-vis -vis de greșeli, că tocmai sunt într-o discuție, zilele astea, cu unul dintre antreprenorii cu care lucrez despre un nou proiect. O să mă gândesc de două, ori, de trei ori și îi spun: Hai să vedem ce competențe ne mai trebuie acolo și nu ne apucăm dacă nu le aducem. Dacă mai sunt și alte lucruri care eu pot să fiu de folos, îți stau la dispoziție reciproc. Cum cred că și tu îmi stai mie la dispoziție pentru că asta cumva ne caracterizează pe mulți dintre cei care suntem în România în Business Leaders. Dragoș Dinu a fost astăzi aici și alături de, de noi, inspirațional. Povestea ta e fabuloasă și experiența ta e fabuloasă și cred că sunt foarte mulți tineri care uh, vor și trebuie să profite de ea. Îți mulțumesc mult, Dragoș. Mulțumesc și eu. Să ne revedem sănătoși. Mulțumesc Mersi frumos. Mersi.